Făcut că eu nu sunt tot timpul de acord cu USR-ul, nu sunt nici cu PSD-ul, nici cu PNL-ul și eu la PNRR chiar n-am fost de acord cu useriștii. Dom'le, dar nu scrie în PNRR să tăiați vechimea oamenilor, să tăiați punctele de contributivitate? Măgăria asta ați făcut-o împreună și trebuie să vă asumați împreună. Nu merge așa doar dacă era de bine, era a tuturor, dacă e de rău, e orfană povestea. Imediat vin domnule Onte, Diana, te rog, ascultați și imediat... Te rog, Diana. Se spune foarte clar că trebuia făcută o reformă a sistemului de pensii care se bazeze pe contributivitate și să fie un sistem sustenabil. Niciunul din aceste două criterii n-au fost îndeplinite. Se vede și în cazul oamenilor care au lucrat în industriile grele. Ați văzut foarte bine, ați prezentat cazuri multiple în emisiune prin care persoane care pe bază de contributivitate au cotizat mai mult ca să primească mai mult, au pensiile acum înghețate pe o perioadă de nu știu câți ani. Vedem că sunt persoane nevăzătoare, da? Persoane vulnerabile care ar trebui susținute, cărora le-a scăzut cuantumul pensii. Și PSD și PNL nici ne spun că s-a rezolvat. Păi nu s-a rezolvat, din contră s-au creat noi inechități. Nu este un sistem de pensii sustenabil și domnul Baciu, șeful casei de pensii, mai spune o prostie zilele acestea pensionarilor. Le spune că dacă cumva decizia este greșită și au întrebări sau vor să o conteste, să se ducă întâi la casa de pensii. Ceea ce este greșit pentru că noi știm că perioada de contestare în instanța unei decizii este doar de 45 de zile. Păi dacă el plimbă pensionarii după ce au plimbat să-și adune documentele de pe la toate arhivele, îi plimbă și pe la casa de pensii, îi țin două luni până le dau un răspuns, oamenii ăștia nici mai pot să conteste în instanță ca să-și câștige drepturile obținute pe perioada asta. Da, domnule Leon.